Bine m-am regăsit, prieteni! Uite, de vineri seara speram să fie o chestie mai liniștită. Este până la urmă, pentru că nu mai trebuie să băgăm în seamă tot felul de nemernicii. Ne obișnuim cu ele, așa cum suntem deja, cred că aproape toată istoria noastră obișnuiți. Șefă la Comisia Juridică, bătată, Comisia Juridică din Parlament, ce face? Păi prima dată se uită la propunerile de legi. Vrea unul să facă o lege, vine Comisia Juridică și zice, băi, nu cred că e ok aia, uite, ar trebui asta, hai să vedem cum facem să funcționeze mai bine. Legile sunt ca să se protejeze de infractori, adică, practic, legile sunt, dacă vrei, armura ta modernă de secol 21, nu mai ai nevoie de toate fierătanile alea pe tine, de suliță, de sabie, pentru că ai legea de partea ta. Da? De partea ta, în mod evident, atunci când ești atacat de interlopi, de tot felul, inclusiv de stat. Bun, și șefa Comisiei Juridice, pusă de PSD și, fac o paranteză, nu mă interesează PSD ca partid. Nu mă interesează PSD ca ideologie. Mă interesează ca, dacă vrei, un tsunami care de 31, aproape 32 de ani vine să ne apere, între ghilimele, de modernitate, de Uniunea Europeană, de absolut tot ce ar trebui să ne facă viața mai bună. Nu sunt sau nu stau în fața camerei de filmat doar ca să dau cu sâc din isarlâc PSD-ului, dar pur și simplu, băi, deja partidul ăsta sperie. Sperie prin nepriceperea cu care învârtoșelele alea, complicitățile din interior, dau la iveală niște monstruozități. Da? Noua șefă a Comisiei Juridice a fost subalterna, nu știm dacă mai este, unor interlopi. Adică dacă vezi ce vorbesc sau cum vorbesc interlopii aia cu ea, băi, fato, vorbești când îți zic eu, nu când vrei tu, da? Sau băi, tu ești curvă că nu știu cum, da, astea sunt. Astea sunt replici de la interlopi către doamna actuală, da, avocat de profesie, doamna actuală șefă pusă la șefia Camerei Comisiei Juridice. Adică ce garanție am eu, da, sincer, că într-o zi nu te sună iarăși ăsta din clanul sportivilor, că ăsta era cu replicile, să zică, băi, fată, ia vină tu aici, nu mă enerva că ți arăt niște registrări sau mai ții minte când, dacă nu vii, uite ce fac. Da? Și ești supusă nu neapărat șantajului, dar derizoriului. Gândește că ai în față câteva milioane de cetățeni, câți ori mai fi rămas pe aici, da? Care au nevoie, în primul rând, de încredere. Băi, în Comisia Juridică, acolo se distilează, ca la țuica de prună, na, ca la pălincă, nu-i așa? Se distilează cele mai bune înfățișări pe care țara asta, da, prin regulile ei, le poate lua în visarea noastră despre țara asta, unde, nu-i așa, vrem să trăim. Și nicio încredere. Pur și simplu, parcă partidul ăsta face tot posibilul ca a ajuns odată la putere, așa cum ajunge la putere, da, să ne arate cât de mulți neisprăviți are sau cât de puțin se gândește, da, elita asta socialistă, social-democrată, PSD-istă, ziceți cum vreți, fesenistă, la ceea ce ar trebui pentru țara asta și pentru noi, până la urmă. Adică, ai văzut, au pus șefă la Comisia de Învățământ, Educație, o tipă care vine, dom'le, gata, fără tot felul de restricții, de porcării, de aiureli, gata cu rata de vaccinare, rata de incidență, etc. Băi, la școală, sigur că și eu vreau școlile deschise. Și eu vreau să meargă copilul la școală, să vină, să aibă o viață normală, noi să avem o viață normală, să-l pot duce în siguranță la școală, etc. Dar, de vreo 3 luni de zile ni se spune săptămâna viitoare sau peste 2 săptămâni vin testele de salivă. N-au venit. Da? Ni se spune întotdeauna cu un porcos deja verb la viitor, da? Paradisul. Da? Vom. O să vedeți că în 2 săptămâni, Totul este la viitor. Deja urăsc verbele la viitor. Pur și simplu totul cu voi face. Bă, dar de făcut ceva la trecut sau măcar la prezent, faceți? Nu. De ce să facem? E foarte fain să vorbești la viitor. Stau asistații cu gura căscată în timp ce își iau 100 de vodcă de aia ieftină pe caiet. Da? Și îmi spui toate chestiile astea, doamnă, de la Comisia aia de Învățământ, când este iureș în Europa, dar noi nu băgăm de seamă. Noi vrem vulpiță, da? Cancan vrem, da? Este iureș în Europa cu nebunia aia de tulpină sud-africană, da? Italia, Germania, Marea Britanie, Olanda, o grămadă de țări care își închid pur și simplu granițele aeriene pentru tot ce vine din Africa de Sud. Azi dimineață, pe la 11, aflam despre faptul că deja țările astea europene zic gata cu zborurile din Africa de Sud și astăzi, da, la 4 ore distanță, la 5 ore distanță, aflăm că deja prima țară europeană care a încasat deja nebunia asta de tulpină sud-africană, de 30 de ori mai contagioasă, da, este Belgia. Înainte cu 2 ore a apărut în Israel, adică toată Europa, toată lumea civilizată este în tremolo, pentru că toată lumea civilizată vrea să deschidă economie, vrea să revină la normalitate, vrea să treacă de boală. Noi nu avem nicio problemă, noi ne uităm ca și cum tulpina aia ar fi, băi, asta e încă o șmecherie ca să ne țină acasă. Culmea, dacă oamenii obișnuiți vorbesc așa, e bine, auzi și politicieni de la vârf din Parlament că vorbesc așa, sau cel puțin dau impresia asta. Ce o să faci? Ce o să faci pur și simplu? Da? Dintr-o dată aflăm că păi ăștia occidentalii sunt fraieri că s-o vaccinați și uite cum se infectează. Sigur că da. De aia să comparăm numărul de morți. Și o să vedeți că numărul de morți la noi este mai mare decât la ei. Da? Cu ce preț? Vedeam astăzi o analiză practic făcută de cercetători și medici englezi care ziceau România are cea mai mare rată de trecere prin boală, undeva la 70%. Sigur că prima dată zici, băi, dar ce tari suntem. Da, da, dar cu ce preț? Cu prețul a peste 55.000 de morți. Estimările în același studiu, că m-am uitat cu 7 ochi, că și eu sunt îngrijorat, am copii, am nevastă, eu însumi, există, da? Părinți, etc., etc., da? Și m-am uitat. Estimarea lor era mult mai optimistă decât ce zic de la OMS cu 500 sau 700.000 de morți. Ei ziceau de undeva de 300.000 de morți în Uniunea Europeană, da? Dacă se întinde nebunia asta, pelagra asta, infecția asta, da? Din 300.000 de morți, 70.000 estimau pentru România. De ce? Pentru că noi doar am trecut prin boală. Nu mai spun de vaccin sau nevaccin, e treaba voastră, treaba lor. N-am, încă, deja îți trec, până la urmă te gândești, bă, dar până la urmă, eu ce vreau să fac aici? De ce? Nu, mă, cine vrea să se vaccineze, cine vrea nu. Asta e, cine nu, nu. Numai că să vă gândiți când intrați la ATI sau la spital, că acolo s-ar fi putut să fie un copil cu o formă ușoară de boală, altceva decât infecția asta, dar n-are cum să intre la spital pentru că, mă băiete, sunt ocupate toate paturile cu covidați. Bun, ok. În momentul în care vii, tu, partid, care ai venit așa cumva șerpește la guvernare, da? Deși a avut cele mai multe voturi. Din cei 30% care au votat, a avut cele mai multe voturi. N-ai câștigat cu 50%, nu ți-a dat Constituția dreptate, dar ai beneficiat de un președinte visător, mă rog, visător, nu știu dacă visezi pe schiuri sau pe bicicletă, da? De un partid care dintr-o dată a descoperit Tesla cu care poate să-și dea în, așa, și de o țară înmărmurită că peste criza sanitară vin niște partide foarte mari și aruncă și o criză politică. De aici până la criza economică va mai fi un pas. Ne vom uita iarăși, scrâșnind din dinți, invidioși și spurcați în gânduri, uite la ăștia din Occident, sigur că dacă acolo se muncește, dacă ne-o dat o nouă, că fac, că drecă, numai noi, conspirație, etc., da? Ei își vor deschide economiile mai repede decât noi. Și ce o să facă? O să zic așa, măi băieți, ne-am deschis economia, acolo în Est, așa, sunt, așa cum numea un ziar nemțesc, idioți europeni, am citatul, da? Și noi o să stăm și o să facem bulu-bulu, mărunt din buze. De ce? O să aibă nevoie de muncitori. Spania are nevoie acum de 1 milion de muncitori calificați. Da? O să ia, în mod evident, vaccinați. Asta este. Probabil unii care nu s-au vaccinat acum se vaccinează atunci ca să meargă repede la lucru. Când e vorba de lucru în Spania, sau Spania, că ai cu milionul cu necesarul de 1 milion, o să meargă. Când e vorba de sănătatea lor, a copiilor, a nevestelor, a părinților, lasă bă că e conspirație. Da? Și o să vedeți cum rămâne România din ce în ce mai goală. Și asta se datorează, sigur, ignoranței, dar cauza cauzelor este în politica asta ciudată, aproape antiumană, dusă de 31-32 de ani. Pur și simplu nici o vorbuliță, nici o faptă pentru educare. Educare ce înseamnă? Să-ți asumi lucruri care sunt necesare chiar dacă nu-ți fac plăcere sau chiar dacă necesare fiind, pierzi voturi. Noi încă n-am avut partidul ăsta care să vină să spună, domnule, trebuie să fac punctul 1, punctul 2, punctul 3. Astea sunt dureroase. Va trebui să le facem chiar dacă nu o să ne mai votați. Ne asumăm chestiunea asta pentru că este pentru sănătatea societății. Da? Terapie de șoc s-ar fi numit, doar că e destul de greu să vorbești despre asta într-o vreme în care aflăm că, de fapt, tovarășul Ion Iliescu era deja pe țava Partidului Comunist să-l înlocuiască pe Ceaușescu. Da? Că tot vine decembrie 89. Fratesul lui Ceaușescu, Mărinăla de la Viena, am văzut la Cartianu, care este foarte documentat pe chestiunea asta de Revoluție, da? Îi zicea lui Niculae, da, lui Ceaușescu, băi, retrage-te și lasă-l pe Iliescu, că oricum el e pe lista alora care vin. Așa că înțelegeți de ce la noi Revoluția n-a reușit decât prin 96, când a venit Constantinescu. Dar era deja așa de contaminată societatea că ea 4 ani n-au făcut mare lucru. Ne-au arătat doar că putem scăpa de Iliescu, dar nu că se fac reforme senzaționale. Și apoi iar a venit Iliescu, la concurență cu Vadim, după a venit Băsescu, după a venit Iohannis și încet ne dăm seama că, bă, nu, așa se întâmplă după Revoluție. O, dar ce bine stăteam noi pe timpul lui Ceaușescu. E adevărat, nu era de mâncare mare lucru, dar bă, stăteam, nu munceam, mergeai la o fabrică, te uitai acolo, băgai după aia la strung, te băgai în Partidul Comunist, partidul îți dădea o casă, partidul îți dădea, te obliga să faci copii și încet, din griul ăsta în griul ăsta, te îngriai și tu în minte și de fapt îți dădeai seama că poți să zici așa, păi dacă eu nu contez, Revoluția nu contează, țara nu contează, nimic nu mai contează. Și ajungeam, exact cum sunt coreenii de nord astăzi, niște nihiliști sociali, de aia care vin și vor doar atâta. Dă și mie un bob de orez, că n-am mai mâncat de 3 zile. Și când îi le-ai dat, spun, mulțumesc, partidule, mulțumesc, te iubesc, te slăvesc. Am evitat. Dar prin prostia noastră, prin incapacitatea de a înțelege libertatea, cam într-acolo mergem. Sta să mai vină ăștia cu niște măriri de ajutoare sociale să vezi ce bine ne potrivim cu ideea lor despre Coreea de Nord, de exemplu. Ei nu o să spună niciodată Coreea de Nord, dar o să spună mereu românii, pentru români, facem românilor, dăm românilor. O apărut plăcuța suedeză, că era modelul ăla zis de Iliescu prima dată cu Suedia, poate ăla era modelul cu plăcuța suedeză. Să aveți sănătate.